Bun găsit, dragi prieteni, la Exclusiv TV a sosit și momentul de a prezenta candidați la primării, pentru că este un an electoral, știți foarte bine, în această toamnă, așa cum știm în acest moment, pe 27 septembrie trebuie să ieșim la vot, să ne alegem reprezentanții. Sigur că în toate comunitățile lucrurile sunt firești, există primari în funcție, apar și candidați de la toate partidele politice. Am spus eu întotdeauna aici la noi, la Exclusiv TV, sunt bineveniți toți participanții la această luptă electorală, care sigur sperăm să fie o chestiune față de alte ediții, dacă pot să le spun așa, o luptă pe idei, pe principii, pe proiecte și sigur ceea ce mi-am propus eu în emisiunea noastră este de a invita aceste persoane care doresc să vină cu lucruri noi, pentru că e adevărat, în România unele lucruri mai rămân în urmă, poate sunt și eu știu, lucruri care trebuie schimbate în anumite comunități. Vom vorbi despre Târgu Ocna, vom vorbi despre un candidat pe care eu îl apreciez foarte mult, este vorba de domnul Cristian Ciubotaru. Domnule Ciubotaru, bine ați venit la emisiunea noastră. Bună ziua și mă bucur deosebit că am prilejul să port un dialog constructiv cu dumneavoastră, să pot să transmit un mesaj, câteva gânduri și eu știu împreună să ne facem câteva planuri de viitor, să ne gândim că, așa cum spuneați dumneavoastră, este un an efervescent sau o perioadă efervescentă, o perioadă de reflecție, o perioadă în care eu cred că fiecare locuitor, fiecare cetățean, fiecare individ trebuie să facă o pauză din activitatea de rutină, să fie un pic mai atent la ceea ce se întâmplă în viața comunității, în viața cetății, unde a ales să locuiască, să se simtă bine, să participe la tot ce înseamnă comunitate. Sigur că sunt foarte multe lucruri care ar trebui povestite despre activitatea dumneavoastră. În primul rând trebuie să le spunem telespectatorilor, sigur cei din Târgu Ocna vă cunosc foarte bine, sunteți administratorul public al orașului, al stațiunii, nu? E stațiune balneoclimaterică, nu? Târgu Ocna, care e statutul în cadrul turismului din România? Da, Târgu Ocna deține această frumoasă titulatură de stațiune turistică de interes național. Este o titulatură pe care a obținut-o în urma unor demersuri, în urma unei recunoașteri a istoriei, pentru că Târgu Ocna a fost stațiune turistică dintotdeauna. Există un cadru natural, sunt câteva obiective demne de luat în seamă și astea au și calificat-o ca să reobțină statutul de stațiune turistică, pentru că avem niște izvoare cu apă minerală, avem un cadru și o climă specifică, o climă care face ca omul să se simtă bine, să se relaxeze. Suntem într-o semidepresiune, suntem la poalele unei zone muntoase, suntem într-o zonă încărcată cu istorie, suntem într-o zonă binecuvântată de Dumnezeu pentru că avem acolo o cultură, avem o istorie și oameni de valoare, oameni ai timpurilor, oameni care au demonstrat că au putut să facă ceva la vremea lor, au lăsat generațiilor viitoare câte un lăcaș de cult. Dar știu foarte bine că Târgu Ocna este preferatul, este un oraș preferat și al uneștenilor și vă spun și de ce, pentru că am mulți prieteni care, iată, de la o anumită vârstă ies la pensie, și-au cumpărat casă în Târgu Ocna și i-am întrebat de ce. În primul rând pentru calitatea aerului. E curat, e frumos. Da, și Târgu Ocna este un oraș atractiv.
pe lângă statutul de stațiune turistică de interes național, pentru că legislația românească prevede două tipuri de stațiuni turistice de interes național, și sunt cele, și când te uiți că ești în aceeași matrice, în același grup, cu localități, cu tradiție și cu brand, să-i spunem așa, Slănic Moldova, Sinaia, știu eu, stațiuni după litoral, Herculane, și alte și alte stațiuni, nu intrăm acum în detalii, e o onoare și un respect, dar și o muncă pentru a menține acest statut. Deci asta este pe de o parte. Legislația a prevăzut că anumite, dacă îndeplinești anumite criterii de calificare, te-ai putut duce spre stațiuni turistice de interes național. Este adevărat că toată aceeași legislație poate să caracterizeze și anumite stațiuni de interes local. Acelea au câțiva factori mai mici decât cele de interes național. Asta este pe de o parte. Altă legislație, în ceea ce înseamnă partea de sănătate, de ceea ce înseamnă relaxare sau condiții de climă, duce într-un alt statut, stațiune balneoclimatică. Aici s-au luat în calcul factorii de mediu. Climă, temperatură, zonă geografică, diverse resurse naturale, și aici avem locul binecuvântat de a avea acel boț de sare, și această sare, acest masiv generează acei ioni de natriu care ajută foarte mult la tratarea și la menținerea unei stări de sănătate bune, cu mari efecte în tratarea diverselor afecțiuni ale aparatului respirator, pentru că și ai avantajul că e o terapie simplă. Nu trebuie să faci mare lucru, decât trebuie să vii, să te relaxezi, să încerci să vezi partea frumoasă, să intri câteva ore în subteran, în acea bază turistică și de tratament, acolo să te bucuri de ceea ce vezi, să faci cât mai multă mișcare, pentru ca organismul să se relaxeze, să respire, și atunci, inhalând acei ion de natriu, practic faci ca organismul să se regenereze, să se recupereze. Eu cred că sunt foarte puțini oameni care au trecut prin Târgu Ocna și să nu intre în salină sau măcar să nu știe despre această salină. Sigur, sunt foarte multe lucruri pe care noi le arătăm oamenilor în ceea ce privește Târgu Ocna. Este un oraș pe care și eu îl iubesc foarte mult. E un oraș în care în alte vremuri cântam la un restaurant la Târgu Ocna. Nu știu de ce am ajuns eu la Târgu Ocna, dar iată că mă leagă amintiri foarte frumoase. Și de ce am spus acest lucru? Pentru că și cu mulți ani în urmă orașul era tot la fel de primitor, dar poate că acum este mult mai bine organizat din acest punct de vedere al turismului. Și dumneavoastră, ca administrator public, contribuiți în fiecare zi, de dimineață până seara, la menținerea acestei stări, de fapt, care sigur aduce numai beneficii. O să vorbim pentru început, pentru că vorbim și despre candidatura dumneavoastră din partea Partidului Social Democrat la funcția de primar. Aș vrea să facem cunoștință, dumneavoastră ați mai fost într-o emisiune la noi aici și vă mulțumim și sperăm, și uite, spunem chiar acum către telespectatorii noștri că în luna august vom mai face o emisiune, pentru că nu poți în 45 de minute să discuți foarte mult cu un candidat. Haideți să o luăm de la început, pentru că iată, acum sunteți în poziția de administrator public. Vă doriți să ajungeți și primar al orașului. Să o luăm de la început, să vorbim despre omul Cristian Ciubotaru. Ce amintiri vă leagă din copilărie? Sunteți din partea locului. Cum ați crescut odată cu orașul? Ce vă leagă de acest oraș? Plecând din anii din urmă, ai câteva amintiri pentru telespectatorii noștri? Da, eu mă simt extraordinar că sunt născut în Târgu Ocna. Familia mea provine de cu rădăcini adânci în oraș. Pot să spun că sunt la a patra sau a cincea generație. Deci mai multe generații, da. Da, sunt oameni
care au contribuit fiecare în decursul vremii și pe poziția pe care au ocupat-o. Au fost oameni modești, au fost oameni simpli, oameni care și-au văzut de datoria lor și au făcut ceva. Provin dintr-o familie de oameni frumoși. Am un frate. Mai mare, mai mic? Am un frate mai mic. De la bun început, și așa erau vremurile în perioada aceea, când după ce terminai școala generală și căpătai primele noțiuni de școală, primele informații, așa încercai să vezi ce se întrevede, și atunci provocarea era de a face un liceu undeva într-o localitate mai mare. Fie onești, eu am ales la acea vreme Bacău. Școala primară ați făcut-o în Târgu Ocna, și liceul la Onești. Frumoasă, la Bacău. La Bacău. Am făcut liceul la Bacău, atunci am avut o provocare, era altfel sistemul de învățământ organizat, erau acele licee cu profil, profile industriale, și provocarea mea a fost atunci de a urma o direcție așa mai interesantă, tehnică, dar provocatoare. Am făcut liceul de aviație. Așa, da. Latura aeronautică, zborul mi-a plăcut, am făcut și ceva cursuri. A fost o istorie în momentul când eu am finalizat cursurile liceale în 1990. Revoluția din 1989 m-a prins în clasa 12-a. Nu știam prea multe lucruri despre lume, despre viață. Starea aceea emoțională a tuturor ne-am făcut să fim așa puțin euforici, să ne schimbăm un pic drumul. A coincis că în acel an eu vroiam să plec spre latura de aeronautică, electronică, ceva în genul acesta. Și, mă rog, am fost martorul unui eveniment care mi-a schimbat un pic optica de a merge în partea zborului, nu știu de ce. Dar am plecat, am încercat varianta electronică. Atunci electronica nu mai a fost acel debușeu, când nimeni nu mai știa în ce să creadă, cum să creadă, starea de da. Libertate. O să continuăm un pic, mai povestiți-ne despre URA Bacău sau IRAV, cum se chema? Da, atunci se chema IRAV, între timp a devenit uzina Henri Coandă, da. Un liceu de profil, un liceu respectabil, l-am terminat cu drag, și după ce am încercat cu electronica, m-am gândit eu că totuși industria la acea vreme începuse să fie în transformare, nu mai avea aceeași căutare, am traversat cu toții acea perioadă, mă rog, altfel, și am pornit cu ideea de a pleca într-o latură economică. Atunci era o provocare. Atunci apăreau primii germeni de științe economice, suna interesant, generația tânără. Și apăruseră și alte oportunități, da? Apăruseră și alte oportunități. La vremea respectivă, uzina de avioane care prelua marea parte din absolvenți începuse să treacă prin transformări, prin disponibilizări, și atunci m-am reorientat ca toți tinerii din acea vreme. Am pornit pe partea economică, am finalizat universitatea de la Alexandru Ioan Cuza de la Iași, am urmat și un master și după aia încă unul. Ușor, ușor am încercat mai multe provocări ale activității. Vreo 2 ani de zile am fost în învățământ. Așa. Am încercat să descoper tainele învățământului. Practic eram un elev puțin mai avansat, pentru că eram foarte tânăr. După care a fost o provocare de a lucra undeva într-o fostă exploatație agricolă, un fost IAS. Acolo cu oameni deosebiți, oameni bine pregătiți, dar și acel sistem s-a reorganizat. Și apoi tot timpul mă gândeam cum să fac să mă reîntorc la Târgu Ocna, pentru că era frumoasă și viața în acea zonă, dar parcă mai frumos era Târgu Ocna, mă trăgea așa. V-ați adaptat pe tot acest parcurs în funcție de, totuși legat de pregătirea dumneavoastră, și până la urmă ați ajuns tot la Târgu Ocna. Deci ați dorit să ajungeți din nou în orașul care până la urmă v-a mă adus. Mă leagă, mi este un oraș drag. Eu recomand tuturor să viziteze Târgu Ocna, dar nu numai să-l viziteze, să răspundă provocării de a-și cumpăra o proprietate în Târgu Ocna.
și de a se statornici pe meleagurile alea, pe meleagurile noastre. Da, am venit într-o... am cunoscut-o pe soție, am hotărât să ne unim și apoi am venit la Târgu Ocna, într-o fabrică, atunci avea obiect prelucrarea lemnului, ușor, ușor acea fabrică și-a închis porțile, a mai avut niște, mă rog, activități conexe cu întreprinderea de mobilă, după care a apărut provocarea cu primăria. Un concurs. Ați intrat prin concurs, pe această funcție. Ca și funcționar. Ați mai avut candidați, a fost greu, a fost ușor? La vremea respectivă au fost o 3-4 atunci. E adevărat că m-am mobilizat, nu înțelegeam mare lucru ce înseamnă administrație, pentru mine era, era o provocare, pur și simplu. Era o provocare, dar am zis, mă, hai că trebuie să fie ceva interesant și aici. Și pas cu pas, cu dăruire, cu... eu așa am fost educat, să-mi fac treaba. Și dacă îmi fac treaba și să o faci treaba cu dăruire, cu gândul cel bun și cu fără a aștepta neapărat ceva, așa, este imposibil ca cineva să nu remarce. Și ușor, ușor am început să urc și în cariera profesională, pentru că am ajuns coordonatorul activității de resurse umane în primărie, după care m-am gândit să fac un pas înspre zona politică și am intrat într-un partid, într-un partid serios, cred eu, un partid de al oamenilor români. În ce an ați intrat în actualul partid? Da. Nu a schimbat partidele cum fac alți primari? Nu, eu consider deci, că unul și bun. Comunitate mică, statornicia și respectul și demnitatea contează mai mult decât orice altceva. Când a fost această trecere în politică a dumneavoastră? În ce an? În 2002. Deci sunteți membru vechi în, în partid, adică... Un tânăr matur. Un tânăr matur, da. Un, da. E foarte bine când... eu am văzut, sunt multe tendințe și nu numai în județul Bacău și în alte părți, unele persoane mai schimbă partidele. Dumneavoastră ați rămas consecvent. Eu văd că... am rămas consecvent pentru că eu sunt un om de echipă. Un om... poate uneori prea atent la cei cu care mă înconjor, eu încerc să fiu tot timpul un constructiv. Și atunci am crezut în oameni și cred în oameni și am văzut că în Partidul Social Democrat la acea vreme, dar și acum, sunt oameni responsabili, oameni care i-au unit doar niște principii sănătoase, nu i-au unit nici interese, nici economice, nici alte tipuri de interese. Ușor, ușor am devenit ca o echipă constructivă și ne-am pus cu toții energia spre a face ceva frumos, a face ceva durabil, a face ceva pentru comunitate, pentru că dacă ai ales să locuiești într-un oraș, eu cred că acel oraș trebuie să-l respecti în primul rând. Valorile care în ziua de astăzi sunt un pic uitate sau, mă rog, nu mai se dorește a fi promovate. Da, sau chiar răsturnate valorile între ele, da, da, de multe eu ori. Eu cred că unele lucruri trebuie să fie sacre. Familia, respectul față de aproape, comunitatea în care trăiești. Din aceste lucruri nu trebuie, indiferent, poți fi oricum, supărat, emoțional, poți fi necăjit, poți să fii, știu eu, oricum, dar aceste lucruri sunt sacre. Ele trebuie să fie acolo puse în suflet și respectate, indiferent. Comunitatea, dacă la un moment dat, orașul, localitatea, nu știu, nu te mai regăsești, nu te ține nimeni în el. La un moment dat poți să spui, da, am o nouă abordare, dar nu trebuie aruncat niciodată cu partea negativă, scos în evidență partea aia care ar trebui să fie acolo luată în calcul, dar trebuie promovate întotdeauna valorile. Partea frumoasă, pentru că așa e normal. Așa putem să dăm înainte. Da, apreciez la dumneavoastră consecvența și aceste principii, că până la urmă sunt niște principii
care, iată, le aveți și dumneavoastră ca persoană, dar și principiile care partidul din care faceți parte le are. Trebuie să le spunem telespectatorilor noștri că organizația din care faceți parte dumneavoastră este cea mai puternică din județul Bacău în acest moment și nu puternică, cât de bine organizată. Am avut pe parcursul timpului ocazia să cunosc toate partidele politice și Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat, care sunt cele mai importante în acest moment. Restul, sigur, mai sunt partide mai mici care vin, eu știu, Partidul lui Băsescu, da, Partidul lui Ponta, nu? Pro-România și așa mai departe. Sau alte, mai vine acum un nou partid, USR-ul. Au venit alte partide la dumneavoastră ca să vă, cum se face, cum se spune, să vă pețească așa, să mergeți la ei? Eu v-am spus și eu acum câteva minute, sunt un om statornic, sunt un om de echipă. Nu, eu n-am spus cum ați făcut dumneavoastră, dacă au venit să v-au făcut propuneri. În orice comunitate există un dialog. Că au nevoie de oameni buni și celelalte partide. Există și această provocare, fiecare discută cu fiecare, încearcă să-și maximizeze echipa. Dar eu nu am plecat, nu voi pleca din această echipă, eu cred în această echipă. Suntem o echipă formată, sudată, închegată. Nu am niciun motiv, pentru că faptul că m-am format, am învățat și administrație, și politică, și respect de la acești oameni, nu mi-a dat niciodată prin cap ideea de a face un pas lateral sau stânga sau dreapta. Da, ne-a spus mai devreme că ați intrat în partid, da? În ce an a spus? În 2002. 2002. Ați fost un membru obișnuit, simplu al partidului. A venit și momentul în care, prin munca dumneavoastră, și sigur că astea au văzut și cei de la Bacău, ați ajuns președinte al organizației, așa am înțeles, bine, nu? Aici este o istorie, n-am trecut din simplu membru în președinte. Nu a fost o trecere a directă. A fost o perioadă când am fost președintele la organizația de tineret, după care, odată cu înaintarea în vârstă și depășind, mă rog, încă sunteți tânăr, totuși. Am urmat și am fost ales secretar al organizației din. Deci ați avut și funcții interimare, nu ați intrat dintr-o dată așa, da. Într-o anumită perioadă am făcut o echipă și am fost promovat în funcția de viceprimar, am făcut parte din echipa administrativă și am dus un mandat în 2004-2008. Un mandat de succes, spunem noi, dar atunci așa a fost să fie, un curent altfel față de curentul PSD și am trecut în opoziție. Asta nu înseamnă că ne-a demobilizat, ci ne-a întărit, am învățat din greșeli, ne-am unit, am fost corecți, în primul rând cu oamenii, am fost verticali, pentru că aici contează mai mult, și am încercat să prezentăm lucrurile frumos și real, fără interese, fără a utiliza o metodologie nepotrivită. Și ceea ce m-a dus după aia din nou și ne-a adus ca Partidul Social Democrat să reprezinte ceva pentru Târgu Ocna, am făcut echipă. Deci când ați devenit președintele organizației din președintele organizației am devenit aproximativ acum un an. Un an. Da. În ce moment ați luat decizia sau cum se procedează? Uite, aici să le spunem telespectatorilor cam care este metodologia. Ați fost numit de către cei de la Bacău sau organizația v-a propus pentru că până la urmă ați ajuns la această candidatură pentru funcția de primar al orașului Târgu Ocna. E un drum și este un parcurs. Am fost ales de către organizația a Partidului Social Democrat la Târgu Ocna să fiu președinte. Am avut deosebită onoare ca în acea ședință să participe oameni de seamă ai conducerii de la Bacău, a fost domnul președinte Benea, a fost domnul, la vremea respectivă, a fost imediat domnul deputat Șova, fusese ministru fost al ministru al transporturilor, da? Doamna deputat Șotcan, domnul secretar general Floroiu Ionel și la acea vreme am avut deosebită plăcere ca și onoare să-i spun așa că în acea întâlnire sau la acea întâlnire să participă vicepremierul României și ministrul dezvoltării de la acea vreme, Daniel Suciu. Mi-a dat un imbold.
Pentru că nu oricând și oricum ai o șansă, ai o zi frumoasă, favorabilă să ai astfel de oaspeți. Chiar dacă acei oameni au venit și și-au adus doar, mi-au dat speranța în primul rând și încrederea. Așa. Și colegii mei toți din acea sală au hotărât ca eu să pot să fiu conducătorul echipei și am fost și desemnat candidat al Partidului Social Democrat pentru onorabila și onoranta funcție de a ocupa și de a tinde spre fotoliul de primar. Da, cum ați caracterizat dumneavoastră, cum trebuie să fie un primar, dacă tot am ajuns la... Cum vedeți dumneavoastră ca principii, ca mod de activitate, cum trebuie să fie un primar? Un primar s-au schimbat și, și vis-a-vis mai ales în funcție de relația pe care o are cu cei care votează, cei care îl aleg. Vedeți, societatea românească evoluează. Societatea românească se transformă permanent și se trece de la un mecanism la altul. În perioadele anterioare, când primarul era acea persoană respectabilă a urbei, de regulă gospodarul comunității, da, sau așa. Cei era ales din rândul gospodarilor, pentru că demonstra că putea să facă ceva pentru comunitate. Avea atunci o altă aură, o altă perspectivă, era persoana care, știu eu, fiecare când venea cu o doleanță, cu o propunere, cu o solicitare, pe colțul hârtiei... Deci cam hârtiei, toate problemele treceau pe la primar. Pe colțul hârtiei, la vremea respectivă, se spunea, se aprobă sau nu se aprobă. Și lucrurile evoluau pozitiv sau, știu eu, urmau o altă direcție. Ușor, ușor, această titulatură de primar s-a transformat. Traversăm aproape 30 de ani de democrație, învățăm din ea, pentru că n-a fost un lucru simplu, și acum eu cred că primarul e omul care trebuie să coordoneze o echipă, un aparat și să-l coordoneze de așa natură ca toată energia creatoare a acestei echipe, a acestui aparat, să poată fi pus în slujba comunității. Pentru că locuitorii, cetățenii, oamenii, instituțiile, societățile comerciale, agenții economici, ce sunt, interrelaționează unii cu alții. Un oraș, o comunitate este ceva viu, ceva dinamic. Nu poți să spui, domnule, se potrivește perfect acea parte din management din localitatea A cu localitatea B. Trebuie ținut cont de specific, de resurse, de oameni, de cultură, de un întreg mecanism. Și atunci rolul primarului este de a fi acel om vertical, în primul rând, un om onest și un om corect. Uneori adevărul doare, uneori adevărul supără, dar eu cred că dacă încerci și pleci cu bună credință și încerci să lămurești lucrurile, că poate nu totdeauna le mulțumești, dar dacă le lămurești, nu ai cum să mulțumești pe toată lumea, evident. Și atunci tu trebuie să preiei problemele comunității de toate naturile, pentru că în aceeași zi, în același timp, pot fi vaste probleme. Fie de infrastructură, fie de sistem social, fie de probleme juridice, fie de probleme economice cu tot felul de proiecte, programe, pot fi tot felul de discuții cu... poți să ai nenorocul să ai și o vreme nefavorabilă. Deci toate alea trebuie rezolvate într-o unitate de timp și atunci trebuie să ai puterea și experiența și expertiza de a canaliza acea echipă de oameni, acei funcționari cu care colaborezi, să îi coordonez ca să poată să rezolve problemele comunității. Și de asemenea, are și rolul de a fi vârful de lance și interfața cu celelalte instituții, societăți, obiective, știu eu, de a reprezenta. Și aici o luăm, fie ierarhic, cu relațiile cu Consiliul Județean, cu relațiile cu instituțiile județene, relațiile cu instituțiile guvernamentale, și aici vorbim de ministere, guvern, agenții, da. Relațiile cu tot ce înseamnă societate civilă, și aici societăți. Da, și aceasta s-a dezvoltat foarte mult în relația cu toate celelalte instituții care vin în sprijinul și pentru viața comunității. Sănătate, cultură, religie, știu eu, sport,
artă, orice, învățământ, pentru că e un mecanism, e ceva complex. Da, da, iată, ne-ați dat o definiție mai mult decât completă a ceea ce înseamnă un primar. Sigur că în ultimii ani autonomia locală și-a spus cuvântul. Acesta, să spunem, este un avantaj al administrațiilor locale. Pe de altă parte, și rolul Consiliului Local este de asemenea foarte important. Acum lumea știe deja, mai ales că și televiziunea noastră este un pionier al prezentării ședințelor de Consiliul Local din tot județul Bacău. Echipa aceasta, între această colaborare între executiv, da, primarul și cei care, să spunem, micul parlament al comunității, da? Și e bine de spus lucrul ăsta, Consiliul Local, care este foarte important. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, primarul cu aparatul lui din subordine. Deci toate acestea, din punctul dumneavoastră de vedere, trebuie să funcționeze, să fie bine sincronizat. Nu? Și abia aș vrea să ne spuneți în continuare cum vedeți relația între primar și cetățean. Că aici, până la urmă, ăsta este scopul candidaturii dumneavoastră, să veniți în fața oamenilor, să le spuneți cum veți lucra cu ei. Cum, care, de fapt, aici fac altă paranteză. E așa o vorbă în popor, se spune că e bine să ai un primar care are experiență administrativă. Iată, dumneavoastră ați avut marea șansă de a cunoaște aceste mecanisme. Și aici o să vă rog să spuneți cum vedeți relația între primarul ales și alegător și omul care beneficiază de reprezentare. Până la urmă primarul reprezintă toate obiectivele pe care și le propun cetățenii. Cred că am fost și eu destul de clar aici. Da, vedeți... Deci aici aș vrea să vă aplicați asupra cetățeanului, să vedem cum. Da, vă rog. Adică lămurim puțin lucrurile. Cum vedeți, cum vă propuneți? Pentru că vă propuneți să ajungeți primarul orașului Târgu Ocna. Până la urmă, fiecare alegător are dreptul și eu cred că este și o obligație, cred, morală, de a participa și de a-ți exprima votul. Pentru că acest mecanism este un mecanism extraordinar. Deci plecăm de la bun început, de la contribuția pe care o are cetățeanul de la bun început pentru această relație. Sigur că da. Primar-cetățean. Da, da, și eu spun tuturor. Deci, în primul rând, el trebuie să vină la vot, să-și arate opțiunea. Și eu așa m-am construit. Dacă vrei să ai rezultate, trebuie să te implici. Nu poți să stai pe margină, să nu te implici și apoi să apară nemulțumirile. Nu. Te duci, îți exprimi dreptul, pentru că generațiile trecute au făcut mari eforturi, unii au plătit cu viața de a obține acest statut, de a vota în universalitatea lui. A fost un mare câștig, da? Absolut. Pentru toată lumea. Și atunci, da, votul este universal, dar este secret. Asta este cel mai important lucru. Eu cred că fiecare, un om, trebuie să raționeze corect. Este adevărat că intervine și empatia, intervine și simpatia și prietenia. Sunt mai multe elemente. Dar cred că ar trebui să primeze onoarea, respectul și atenția și încrederea. Pentru că nu poți merge doar la nivelul acela, îmi place pentru că zâmbește frumos, sau îmi place că are un statut, sau că are... Trebuie văzut mai multe, luate în calcul mai multe elemente. Și atunci, eu cred că expertiza este cea mai importantă. În ziua de astăzi e o competiție mare între a putea demonstra și a putea să duci niște proiecte. Un proiect, sunteți un promotor a prezentării ședințelor de consiliu, a vieții interne, pentru că sunt puțini oameni care pot să jupă o parte din timp și să fie atent ce se întâmplă în mecanismul acela. Și atunci, construirea unui proiect de la idee și până la finalizarea lui, până la tăierea de panglică și până la bucuria aia de a împlini, pot dura, știu eu, de la 2 ani la un proiect mic, la 7, 8, poate chiar și mai mulți ani, în funcție de anvergura lui. Și atunci, rolul unui primar
este de a coordona această echipă ca acest mecanism complex și cu această documentație stufoasă, elaborată prin tot felul de provocări, să nu te abați de la drum. Chiar dacă apar tot felul de, mă rog, mici probleme. Pot... Trebuie să vezi tot timpul partea plină și soluția. Problemele toți le putem vedea, le putem discuta, le putem comenta, dar trebuie să găsim soluția. Pentru că nu poți abandona, adică mergi, ai avut o viziune, ai pornit un proiect, ai început să investești în el bani, resurse, știu eu, timp, emoții și la un moment dat zice, păi ne-am împotmolit, da, hai să-l abandonăm și vedem deci, ce mai face. Deci, etichetând aici, un primar trebuie să aibă următoarele calități, să sintetizăm. Seriozitate, da, prin ceea ce face, onestitate, mai mult decât a care incumbă și ceea ce spuneam mai devreme, este de fapt ceea ce cred eu că lipsește foarte mult clasei politice la momentul actual. Adică promisiunile pe care le faci oamenilor, că oamenii te aleg primar și în urma unui unui grafic de proiecte pe care ți le propui, anumite chestiuni care nu s-au făcut în ultima perioadă și care dumneavoastră le vedeți și mai ales fiind chiar în mijlocul problemei le sesizați. De exemplu, am observat o chestie, o tendință acum chiar pe plan național cu digitalizarea. Vedeți arhivele, da? Sunt arhive și în primărie și în alte instituții care trebuiesc digitalizate, nu mai stai să cauți un document, nu știu, am dat un singur exemplu, sau tinerii, de exemplu, pentru că aici dumneavoastră vă adresați tuturor categoriilor de alegători, da? Tinerii vor internet, eu acum nu știu, vă întreb pe dumneavoastră, am uitat să-l întreb pe domnul Șilochi, aveți internet în tot orașul, Wi-Fi, aveți acces sau aveți în plan un proiect de acest gen? Am aplicat de fiecare dată, dacă discutăm punctual de noile tehnologii, de fiecare dată am aplicat pentru acel program, acel proiect al Uniunii Europene de a facilita internet gratuit comunităților locale. Am aplicat de fiecare dată. E o provocare, e o competiție, dar nu e o competiție bazată pe niște lucruri, știu eu, pe un dosar, pe niște calificative. E o competiție, primul venit, primul servit. Se deschide o sesiune, cine reușește să se înscrie... E un anumit plafon financiar pus la dispoziție, nu? Nici măcar plafon. La un moment dat se anunță, se deschide o sesiune, primii care au reușit să depună proiectele, sunt validați, sunt înregistrați și apoi, pe baza unui algoritm, sunt desemnate anumite localități. Nu am fost câștigători în etapele care au fost, asta nu ne demoralizează, nu ne demobilizează și mergem mai departe. Avem, în schimb, și în zona parcului Măgura, și în zona centrală, niște echipamente care transmit și multiplică semnalul pentru a furniza internet, dar e pe un areal destul de restrâns. Instituțiile pe care le gestionează primăria au internet, au atât internet prin cablu și sunt legate tot ce înseamnă echipamentele, dar funcționează și sistemul gratuit, wireless, în toată instituția, cu acces la liber. Deci nu sunt parolate și atunci dacă un cetățean vine și atât are o nelămurire sau poate vrea să se edifice mai mult decât îi spune funcționarul, oricând are acces la tehnologie și de pe telefon, smartphone sau ce deține, să își întărească ideea dacă acel funcționar l-a sprijinit sau i-a oferit soluția cea mai optimă. Sigur că o să discutăm noi în edițiile viitoare și despre necesitatea unor aplicații, da? Este un domeniu tot care ține de tehnologie. Pentru că suntem pe finalul emisiunii, o să vă rog, pe scurt, și noi vom relua, le promitem telespectatorilor noștri, vom relua în întâlnirea viitoare cu dumneavoastră, vom discuta despre platforma dumneavoastră, despre programul pe care îl propuneți cetățenilor stațiunii Târgu Ocna. Pe scurt, să faceți o sinteză cam care credeți că ar fi reperele mandatului dumneavoastră în calitate de funcția de primar la Târgu Ocna, dacă voturile vor veni către dumneavoastră. Eu cred că o sinteză la ceea ce vă propuneți. Da, voturile trebuie să vină sau ar trebui să vină în urma
studierei și eu spun tuturor. Deci care este oferta dumneavoastră? Vin și cer ca lumea să mă asculte, să fie atentă, să-i asculte și pe ceilalți și să tragă concluziile. Din expertiza mea, din ceea ce am învățat eu și ceea ce am înțeles că sunt nevoile localității, cred că am putea să împărțim aici, să-i spunem așa, acest program în patru direcții principale. Fiecare direcție după aia poate fi dezvoltată pe orizontală. Cred că direcția principală ar fi rezolvarea nevoilor de bază a comunității. Dacă fiecare locuitor a reușit să aibă o proprietate a lui, mai frumoasă, mai o cochetă, mai puțin cochetă, sau tinde spre o proprietate și pe care și-o poate gestiona cum consideră el, eu cred că administrația, orașul, comunitatea, trebuie să vină cu utilitățile. Și aici discutăm de nevoile de bază. Care sunt nevoile de bază? Să ai acces la un drum funcțional, bun, da. Tindem spre asfalt cu toții, pentru că acum acesta este trendul, dar în spatele lui sau trebuie să existe și celelalte utilități pe sau care chiar de multe nu se văd. Păi nu, înainte de sunt acele utilități care nu se văd. Și aici ce înseamnă? Rețelele de transport, apă potabilă, canalizare, gaz, energie electrică, știu eu, fibră optică și toate celelalte. Da. Și asta trebuie să facă. Apoi, o altă direcție, aici putem să o dezvoltăm cât dorim. O altă direcție e siguranța și confortul, aș spune eu. O să ne oprim un pic aici. Sunt zone în Târgu Ocna unde aceste facilități, apă, gaze și ce ați mai spus dumneavoastră, ce mai lipsește? Drumul, da. Canalizare. Sunt zone, deci dacă dumneavoastră ajungeți primar, aveți de lucru? Mult. Este și mult, nu da. Numai eu. Eu fie, veți fiecare, avea de lucru. Asta e treaba. Zic să nu le fi făcut domnul și ochii pe toate și nu mai aveți nu, după nu, eu vreau să fiu un continuator a ceea ce s-a făcut bun și frumos și trainic. Deci merge și pe o chestiune din asta de continuitate. Da. Pot că să până la urmă și imediat. Pot să detaliez, da. Dar să duc așa. Ideea mai departe. Acea siguranța și confortul. Acest lucru ce înseamnă? După părerea mea. Așa. Siguranța și confort ce înseamnă? Omul când se deplasează de acasă, spre locul de muncă, când se întoarce, când iese la cumpărături, trebuie să aibă o siguranță și un confort. Și aici ce înseamnă? Niște străzi cu o semaforizare corectă, cu un sistem de semne de circulație corect. Da, că astea țin tot de primărie, nu? Să... Nu primăria pune da, semnele, da. Bine, sunt situații unde trebuie să interrelaționezi cu instituțiile, abilitatele statului. Sigur, dar până la urmă cheltuiala e făcută de primărie. Și, da, depinde acum de categoria de drum, iar aici dacă dezvoltăm. Ține de, da, așa. Și atunci, dacă ai un sistem de semnalizare rutieră corect și bine așezat, atunci îți apare acea siguranță. Nu ți-e teamă să mergi pe stradă, nu ți-e teamă să lași copilul să se deplaseze la școală sau să se întoarcă sau să iasă în zonele de joacă cu ceilalți copii. De asemenea, trebuie să ai un sistem de trotuare, un sistem de iluminat public, pentru că vedem că România este în zona temperată și atunci ziua variază de la da. Câteva spre iarnă cu perioada de întuneric mai mare și atunci dacă ai un iluminat corespunzător, niște lucruri, niște drumuri bine semnalizate, atunci îți apare această siguranță. De asemenea, să știi că instituțiile statului își fac treaba. Acum sunt aceste tehnologii moderne. Sisteme de supraveghere video, respectând toate legislațiile da, da, și tot ce înseamnă confidențialitatea datelor, pentru că aici este o mare problemă. Oamenii acasă, pe proprietatea mea, pot să pun orice cameră și orice sistem de înregistrare da. În spațiu public. Public, dar e mai complicat, sigur, sunt reguli, reguli clare. Pentru că trebuie să asiguri intimitatea cetățeanului. Nu poți, oriunde, după un display, după o tehnologie, un device, să aibă acces oricine, oricum, să vadă, să... Sigur. Și aici e o întreagă da. Discuție. Mai sintetic, pentru că ne apropiem de final. O a treia direcție. Așa. Cred eu că tot ce înseamnă acțiunile astea de mediu, partea de relaxare, ce înseamnă? După ce ți-ai desfășurat activitatea profesională, să poți să te relaxezi. Și aici trebuie o zonă verde, un pietonal, un spațiu de relaxare, bănci,
starea aia boemă. Mai sunt lucruri de făcut în parc? Parcul e deja frumos, dar... Parc, da, nu până în parc. Până în parc, până acolo. Pe ce înseamnă? Pentru că atunci nu trebuie să pleci de acasă, să te deplasezi dintr-un cartier 2 km, 3 km, până mai într-un parc. Exact. Până acolo. Și până acolo, da, sigur că da. Și atunci, această... Aici înglobând și tot ce înseamnă măsurile astea de mediu. O salubrizare corectă a localității, o curățenie permanentă, pentru că în ziua de astăzi este un mare impact curățenia. Vedeți că pe toți ne deranjează când vedem o zonă nearanjată. Da. Curățenie, aranjamentele peisagistice, o floare bine îngrijită, un spațiu verde, un arbust toaletat și eu cred că aceasta este zona de relaxare, a treia direcție. Cea de-a patra direcție, Târgu Ocna e înzestată de Dumnezeu să se dezvolte spre partea de turism. Și atunci, eu cred că turismul este motorul de dezvoltare a localității. Și aici, administrația trebuie să întreprindă măsurile directe ale ei pentru punerea în valoare a zonei, a obiectivelor, a ceea ce înseamnă domeniul public, dar totodată trebuie să fie liantul între dezvoltatorii de turism. Și aici discutăm toți cei care sunt implicați în industria Horeca, de exemplu. Pentru că ei sunt cei care sunt cartea de vizită a comunității. De asemenea, relația cu instituțiile care fac posibilă un sejur al turistului. Și aici vorbim de sănătate, de partea de cultură, de partea de istorie de pus în valoare, de partea de relaxare spirituală, pentru că existența multor lăcașe de cult, unele din ele obiective istorice, unele din ele cu mare impact emoțional, trebuie să fie puse în valoare. Aceste patru direcții, eu le-am spus acum în câteva minute, pot fi dezvoltate, prezentate și cred că expertiza mea face să știu ceea ce spun. Și eu m-am gândit așa, analizând ce, cum să fac, cum să o lansez, ce să spun, eu cred că cel mai potrivit pentru mine ar fi ideea asta sau direcția asta. Știu și pot. Da, da, e bună. Pentru că am căpătat experiență. Asta va fi probabil și sloganul dumneavoastră în campania electorală. Eu cred că știu e una și pot. Știu pentru deci, că... Deci știți pentru că sunteți am în... Am o experiență și pot pentru că sunt implicat în toate și proiectele... Și puteți pentru că știți să puneți în practică lucrurile astea. Și am implicat în toate proiectele alături de echipă. Da, eu da. Cred că lucrurile astea pe care se tot spun în spațiu public, un nou început, suntem pe un nou drum, pornim la o nouă provocare. Tot o pornim până și nu ajungem. Pornim. Tot pornim, dacă dar nu mai ajungem să mergem, absolut. Să parcurgem un traseu. Dacă noi am construit un zid, am construit o cetate, am construit ceva, ce facem? Din an în an sau din etapă în etapă, demolăm și apoi începem să reconstruim. Și după anumite etape, suntem în aceeași fază, pentru că indiferent când ai fi, plus că utilizând aceleași materiale, vei avea ceva urât. Și atunci, ce s-a construit? Este durabil? Este de păstrat? Și venim să punem o cărămidă deasupra celelalte. Iată, despre toate aceste direcții, patru spuneați dumneavoastră, principale, da, pe care, despre care vom discuta într-o ediție viitoare. Din păcate, iată, timpul trece foarte repede, emisiunea noastră este pe final. O să discutăm și ne promiteți că mai veniți la televiziunea noastră. Să le luăm pe fiecare, exact despre acestea să vorbim, să începem emisiunea cu fiecare din cele patru direcții pe care le vom dezvolta și pe orizontală, ca să oamenii să înțeleagă care sunt ideile dumneavoastră și atunci vom veni concret cu pe fiecare punct, cum le vedeți dumneavoastră. Iată, dragi prieteni, o atitudine nouă în politica noastră, deci se poate și așa, se poate și e foarte bine, activitatea politică se poate face și cu mult calm, cu multă eleganță și tocmai de aceea eu mă bucur foarte mult că ați venit astăzi aici, poate o să învețe și alți candidați de la dumneavoastră cum ar trebui, pentru că oamenii s-au săturat de scandaluri, de alte modalități de a ajunge primar. Dumneavoastră veniți cu un alt fel de primar, așa am putea să-i spunem. Eu vreau să spun că într-o așa. Comunitate de tipul orașului Târgu Ocna, eu cred că politica este politica oamenilor. Noi acolo facem administrație.
politica se face la alte niveluri. Se face în Parlament, se fac în forurile superioare ale partidelor, acum unde se discută doctrine, idei, viziuni, programe. Și, da, și se mai greșește și la nivel național, e clar. Clasa politică în ansamblu ei, mondial, are o problemă. Da, avem o problemă cu toții și noi ceilalți. Dar totuși sistemul acesta democratic, eu cred că e un pic mai bun decât un sistem totalitar. Fără discuție. În aceste etape. Nu știu, noi n-am fost trăitori în alte etape sau am fost foarte mici în perioada anterioară sau mult în istorie și atunci, dacă am fi fost trăitori în acele vremuri, poate am fi analizat altfel. Noi suntem astăzi, acum, aici și eu cred în politica bunului simț, în politica lucrurilor reale. Eu cred că este vremea să lăsăm un pic ura, să lăsăm un pic dezbinarea, să lăsăm un pic lateral competiția asta, doar ce spun eu, doar eu am dreptate și el azi nu, sau eu dețin cheia și adevărul. Eu cred că masa rotundă contează cel mai mult. Nu poți face de unul singur, indiferent. Poți să fii un bun profesionist, poți să fii un bun manager, poți să fii, dar dacă nu ai o echipă, ce faci? Da. Și dumneavoastră aici în studio probabil tot la munca de echipă ați încercat, sigur, să faceți de unul singur ceva și nu întotdeauna reușiți. Fără și atunci discuție. Eu cred că numai o masă rotundă pe principii, pe idei și pe profesii sau pe activități. Facem turism, discutăm cu cei din turism. Da. Facem sănătate, discutăm cu cei profesioniști în sănătate. Facem cultură, cu cei, facem învățământ, elementul prioritar, pentru că avem o problemă și atunci trebuie să ne așezăm la masă. Aici este important. Dialogul, corectitudinea, verticalitatea și eu cred că și asumarea. Pentru că până la urmă nu poți să tot timpul să arăți cu degetul. Eu am vrut, altul n-a putut. Ăla nu s-a implicat, ăla n-a putut. Eu cred că ține și un lucru de asumare. Da, pornim la drum, ne asumăm acest lucru cu bune și cu rele, la vremea când gândim matricea. Asta este, peste o anumită perioadă de timp s-ar putea să vedem că sistemele s-au schimbat, vremurile s-au schimbat, iată, s-a pornit pe o idee, ne-am resetat cu toții ca oameni cu această maladie, cu această pandemie. Cine gândea vreodată că noi vom traversa cu toate tehnologiile, cu tot know-how-ul, cu toate cunoștințele noastre, cu toată medicina aceasta prin această nebunie? Și iată cât suntem de vulnerabili. Da, nu trebuie decât să le urăm locuitorilor orașului Târgu Ocna multă sănătate și să le mulțumim că vizionează programele noastre. Domnule Ciubotaru, eu vă doresc sincer mult succes în campania electorală. Mă bucur foarte mult că am plăcerea să stau la masă cu un om care vine cu o altă abordare în ceea ce privește politica și candidatura la funcția de primar a orașului Târgu Ocna și să învățăm din aceste discuții noi cu toții că e bine să fim mai buni. Cred că asta ar fi concluzia pe care ar trebui să o tragem acum la finalul acestei ediții. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă doriți să mai completați ceva pe final, să le adresați un mesaj direct către telespectatorii noștri din Târgu Ocna, către camera de vedere și mulțumim doamnei Lili că este atentă la noi și sunteți în prim plan. Eu plec în acest drum cu mare încredere și cu credință că lângă mine vor fi mulți, că oamenii adevărați, oamenii onești, oamenii care cred în Târgu Ocna și iubesc Târgu Ocna vor fi alături de mine și eu voi fi alături de ei și sunt convins că întotdeauna mai mulți, cu siguranță vom face mai multe. Poți fi cel mai bun, dar dacă nu ai o echipă, nu dai înainte. Deci munca de echipă, într-adevăr, este cea care, zic eu, este cea mai actuală în acest moment. Împreună putem să facem lucruri deosebite. Împreună, dumneavoastră, cetățenii orașului Târgu Ocna, puteți face cu domnul Ciubotaru lucruri deosebite, pentru că dânsul își propune să fie alesul dumneavoastră. Sunt Eugen Ungureanu, vă doresc tuturor multă sănătate. La revedere! Mulțumim, domnule Ciubotaru! Eu vă mulțumesc!